Am urmărit în direct operațiunea brutală de evacuare a rulotelor de lângă Banca Națională și nu sunt de acord din nou cu Andrei Donică, la fel și atunci când a turnat o găleată de lapte peste ministrul economiei, care acum a ajuns guvernator la Banca Națională. Mă tem că Andrei trage adevărul de păr și trișează. Dacă ar fi vrut să ajute persoanele cele nevoiașe pe care le-a cazat de atâția ani în rulotă, le-ar fi luat, iată, de jumătate de an la el, la Condrița, lângă Palatul Prezidențial din pădurea Condrița, lângă Mănăstirea Căpriana, nu-i așa, e natură, e minunat, i-ar fi hrănit, dar așa el i-a cazat în rulotele lui pe niște oameni fără adăpost, fix lângă Banca Națională, dar mai ales lângă o bancă comercială cu care el are niște conturi de reglat. Și asta e cam nedemn de condamnat. I-a folosit pe oamenii ăștia ca scut, paravan. Nu știu cât de justificat a intervenit poliția, oricum e de lăudat că de data asta n-a făcut-o noaptea pe ascuns, că n-a forțat pe cei care filmau acolo și se transmitea la vreo 3-4 camere în direct. Probabil va prelua și mass media cazul ăsta, dar îi declar lui Andrei Donică, care nu mai e doar activist civic și nu mai e doar lider de partid de opoziție sau organizație social-politică, cum se laudă el, că nu-i partid de organizație social-politică. E deja primar, e edil și putea să facă mai mult decât atât scandalul ăsta isteric. E timp de pandemie, e pericol pentru toată lumea, la fel cum interzicem mersul la biserică și mersul la rude cu ocazia Paștelor, tot așa e justificat să se interzică și întrunirile publice, iar ceea ce faci tu de 4 ani acolo, e protest, nu-i așa? Ai zis că e protest cu oamenii cei în rulotă. Nu știu care e diferența, legătura directă între acea bancă împotriva căreia protestezi, cu lozincile mari și starea economică a moldovenilor, a celor 5-10 oameni pe care i-ai cazat în rulotă, totuși e un protest, poate total motivat și justificat. Dar e acum în afara cadrului legal, e un pericol public, social. Recent s-a constatat că și o persoană din cele fără adăpost e purtătoare de COVID. De asta s-a închis și centrul celălalt de cazare al primăriei de pe Stradela Haltei 2. Oamenii ăștia sunt pe prima linie, trebuiesc protejați, nu știu, luați acasă, cazați undeva, găsite aziluri, hotele pentru ei, dar nu făcut așa spectacol cu ei, puși în rulot, băgați în centrul capitalei, expuși ca niște animale la circ sau la grădina zoologică. Asta, Andrei, e nedemn, necivilizat și te rog să te iei în mâini.